Îl vedeai tu sănătos așa. Da. Dar era purtător de microb sau de nu știu ce, simplu ca Auziți, și pe dar la tăi. porumbei voiajor când ați trecut? În câți ani, la câți ani ați Formă trecut? la voiajor, am fost campion mult timp la Vărgați. Îi ducea domnul Tănăsescu și cu colonelul Chereste la expoziții internaționale de noastre. Că era, să știi, în fiecare an câte două, trei expoziții de astea veneau câte 5-6 țări. Știu că Cehia era dezvoltată pe segmentul ăsta la vremea asta, sau Cehoslovacia, Da. nu? Cehoslovacia. Cehii a fost bunicii, ei zburători. Da. Și la ornament, și la standard ulterior, nu? La standard, la ornament nu prea a fost ei așa, adică că și voiajorul era arbitrat de multe ori la penaj, la La osatură, osatură, așa este. la asta, Așa e. la toate. Pe vremea aia se cerea deasupra să fie penele, aripile adunate, Apropiate, da. apropiate, Da. sternul să fie cât mai lung și distanța între furcă și Și stern stern. să fie aproape să bagi degetul, Da. adică Aproape lipită, da. o osatură ca lume, Perfect aproape, da. aproape perfectă, da. Da. Și atunci, din ăștia n-avea cum să-ți dea decât tot aproape de adevăr, Așa este. cui respectiv. Deci primul club la care v-ați înscris a fost Grivița, nu? Grivița pe șoseaua Chitilii. Da. Era Da. președinte Dumitrache, acum vreo 6 Acolo ani. la piața la 16 februarie, că și acum e Acolo un... era Chiresteș. Acolo era... Și cum îi zicea clubului respectiv? Na, mi-a luat Dacă repede. Stai. ăsta era Grivița aici Aici pe... Grivița și acolo zicea Chiajna. Chiajna, parcă zicea. Chiajna la 16 februarie? Da. Sau îi zicea... Poate îi zicea... Stai să nu te... Nu, 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 nu. Scuză-mă, Da, nu-i problemă. 84 de ani, lapsus. Să zice lapsus, că nu știe Cu ce se ți-aduc transportau porumbei atunci? Cu trenul sau și cu mașina la momentul ăla? Acum pe vremea 40-50 aia, de să ani. știe un lucru, majoritatea transportului era cu trenul, Cu trenul, nu? vagon CFR. Închiriam vagon CFR și la nivel de București, de obicei, centru de îmbarcare și de sigilare și de... Că se punea pe vremea aia plombe din alea de cauciuc cum era. Da. Și când venea, luai plomba de cauciuc și o băgai în ceas. Și Ulterior tranța. așa se făcea, da, așa e. Acum Da, mai aproape 60 ceva. de ani. Da. 50-60 de ani așa se făcea. Și vedea că porumbelul cu plomba aia sosi la ora, minutul și secunda aia. Da, așa este. În funcție de aia, se știa ora de lansare pentru toți, înțelegi? Da. Și în funcție de ora de sosire se făcea o viteză. Da, bebicu, da. Și ginerii. Da. Și Dar bine că... nu-i plac porumbei, nu? Da. Din păcate, nu. V-ar fi plăcut să-i Nu e lăsați... de-al meu, nu e de-al meu. E ginerii mei, a luat-o pe fimea, dar nu e de-al meu. Asta este. Deci mergeați cu... spre lansare mergeați cu vagoanele de marfă, nu? De la CFR, nu? Da. Îmbarcați la club Închiriam porumbei... Bucureștiul. Da. Pe vremea aia, cel mai tare se ocupa Tănăsescu, care era de la păsări mici, Da. de alea de ornament, Da. și Chiresteș, care reprezentau voiajori. Da. Ei doi erau capii, bineînțeles, aveau un comitet de 5, de 7, Sigur. care îi ajuta. Închiria un vagon de ăsta, de cale ferată, De marfă, da. așa, care era gol, și noi băgam porumbei în cuști din astea. Cușmar. Și umpleau vagonul cu cuștile respective. Cuști una peste alta. Și acolo, ori Și dădea când cuștile jos... ajungea acolo, Da. ajungea sâmbătă seară, de sâmbătă seară, scotea toate cuștile alea și le întindea Pe terenul de lângă... dincolo de marginea orașului, ca să nu se lovească de sârme. În sârmele de la... Da. De la... CFR sau altele, Da, da. așa. Și întindea cuștile acolo și a doua zi dimineață, cum se lumina la ora De regulă, respectivă, duminică dimineața se lansa duminică porumbei. dimineață se lansa porumbei. Înțelegi, Auziți și erau împreună și voiajorii și porumbei ăștia Nu, de ornament sau se aia lansau de separat? rasă nu prea aveau concursuri de zboruri. Ale ei mai mult de frumusețe. Da. Adică ca
ca aspectul când îl ia mână. Aspect fizic, da, prezență fizică. Prezență fizică. Să da. Avem coadă, dacă se poate, 16 sau 18. Coada să fie mai lățită, așa, să nu fie pe două da. Degete. Niște da. Criterii. Primii porumbei de astea voiajori care i-ați luat, de unde vi-ați procurat? Primii porumbei, mi-aduc aminte, de la colonelul Chiresteș. Dânsul era cu porumbei voiajori în București. Era președintele pe întreaga țară. Da, da. Colonelul Chiresteș era președinte pe întreaga țară. Da. Și într-adevăr avea niște voiajori deosebiți. În ce cartier locuia dânsul, mai știți? În 16 februarie. În 16 stătea aici, nu? În 16 februarie acolo era. Da. Și eu prima dată am luat-o cu Vărgați, de Adăraț. Și vreo 10-15 ani, campion pe țară. La Vărgați. La Vărgați, dar numai campion pe țară. Când i-a luat domnul Tănăsescu, el era, s-a ocupat de ăștia de rasă. Tănăsescu și Petre. Da. Tănăsescu Petre stătea cam în spatele cimitirului Sfânta Vineri, pe acolo. Da, mă înțeleg. Pe Grivița, pe acolo. Pe acolo, da. Și el s-a ocupat de porumbei de rasă. Da. Ziceam de rasă, adică de ăștia de ornament, cum să zic. Da, da. Iar Chereste și era răspunzat... Cu voiajorii. Voiajorii peste ăștia de rasă și... Dar da. Adică era președinte pe țar. Și când v-ați adus voiajori, ați renunțat la porumbei ăștia Vărgați? Și, da. Ați renunțat, nu? Nu se puteau și unii și alții. Nu se puteau, nu? Și știi de ce? Voiajorul e mult mai multă vitalitate. Mai posesiv, așa, la teritoriu. Și se duce, îl turuie pe porumbița Vărgată, da. O calcă și dă... Da. Hibrizi, da. De dandana. Da, da, așa. Deci ați renunțat cu aia și v-ați luat de voiajuri. Nu se putea și așa. Am încercat un an sau doi și urmă când am văzut că, cum să spun eu, voiajorul turuia, nu lăsa porumbița de rasă până nu avea încălca. Avea comportament mai agresiv, probabil. Mi-am dat seama, nu se poate și una da. Și alta. Și ați început cu voiajorii. Au renunțat da. La aia. La Vărgați, care am fost, cred că vreo 15 ani am fost campion pe țară, Zanfir și Gheorghe și Constantin pe buletin. Și cu prezență bună la nivel internațional. Da. Da. La ăștia de rasă, Tănăsescu Petre. Da, mi-a zis că era responsabil. Da, lua două perechi de la mine, două perechi de la ala. Am văzut că mai aveți și acum porumbei voiajori. Îi creșteți și acum mai cultivați. Și pe ăștia i-ați crescut câți zeci de ani? De când creșteți voiajor? De câți zeci de ani? 20, 30, 40 de ani? Mai luat repede și crede-mă că... Cred că am 30 de ani. 30 de ani, nu? Când am trecut de la aia de rasă la ăștia la da. Voiajor. Și în concursurile cu ăștia voiajori sunt mai interesante, mai palpitante, nu? Cum sunt? Porumbei mai puternici ăștia. Cum să spui eu, matale? Ai mai multe palpitații. Da. Înțelegi? Da. Că... Să dă o oră în care să vii da. Și fiecare că pomă s-a denaturat. Prima dată era un număr exact. Zanfire vii cu 20, Popescule cu 20, maxim. Că altul bagă 10, 15, e altă treabă. Dar nu mai mult de 20, de exemplu. Era o limită. Da. Și nu se trecea de 20. Da. Că dacă vii cu 50, e harea babă. Sau 100 sau da. Nu, nu. Da. Că mai veneau unii cu mai mulți. Bănuiesc dar că nu era, și... nu era în concurs. E, da. A, nu era în concurs, doar era 20 dincolo, în concurs. Da. Da. Era pentru distracție, pentru nu știu ce. Dar în concurs nu era decât un număr perfect de da. Maxim 15 sau 20. Cât să pe care omul și stabilea el, care erau. Aia tu, ca crescător, da. Din 40 de care îi băgai, alegeai pe cei mai buni 15, cât să limitați. Da, da. Ca să... Atunci se zbura doar la natural, nu? Nu era cu văduvie, cu... Nu prea se știa. Nu prea se știa de măsura asta. Cum să spui eu? Porma a apărut pentru că, cum să spui eu, pe vremea lui Ceaușescu nu se ieșea din România cu una, cu două. Așa este. Așa este. Nu se ieșea cu una, cu două din România. Sau și dacă nu, se ieșeau... Și nu prea știai în Europa ce da. E și cum e și ce fel. Înțeleg. Da.
De formă, după ce a venit așa zisa democrație și cu tare, când s-a ieșit din țară, a văzut că nu știu ce cu tare și atunci s-a denaturat. S-a făcut talmeș, palmeș. Da, s-au adus mulți porumbei. S-a adus și mulți străini. S-a introdus și metoda zborului la văduvie. Vezi, mă tale, poate cei care o să uite ce a zis Nea Gigi Zanfir, o să zică, a, pe dacă el la 84 de ani ține cu ea. Nu! Era mai multă vitalitate pe vremea noastră la porumbel. Și erau mai sănătoși porumbei? Mai sănătoși. Și pe vremea noastră, când un sezon care erau 15 etape. Deci 15 etape, așa zise în țară. Care cel mai lungă erau 2-3, era de uspru sus. 400 și nu știu câți de kilometri era de uspru. Și ca să ieșiți afară mergeați? Dumbrăveni, Ajut, Bacău, Suceava, Rădăuzprut. Da. Înțelegi, mă tare? Da. Asta era etape. Adică nu să rea odată. Urăsc. Că unii aveau posibilitatea, aveau mașini și mai făcea și în curs săptămânii antrenamente, nu era rău. Da, dar era problema cu benzina atunci, că nu prea era benzină, nu țineți minte? Aoleo, trebuia să faci rost de benzină. Nu prea îți permite așa să te duci. De exemplu, eu am avut mașină 10 de ani de zile. Dar crede-mă, matale, că nu prea-ți convenea în loc să duci copiii la plimbare, la să 20, duci, 20 să de litri de benzină pe să lună? Să duci voiajorii la... Da, da. Nu-ți convenea. Așa. Și atunci...